2700. Foarte simplu este. Deci când se mulțește cu un singur 10, punem un singur 0. Când se mulțește cu 100, punem 2 zero la sfârșit. Simplu, simplu. Foarte simplu, da? Da. Ia să vedem. Îmi vine să-și râzi cât e ușor, da? Ia să vedem aici. Dar aici e 235 ori 10? Păi, egal cu 1230. Nu, 1230. Păi, dacă punem numai 0 aici? 1000. Nu. 2, 3, 5, 0. Adică cât înseamnă? 2350. Foarte tare, foarte tare. Mai încercăm? Da. Hai, te rog. Cu cine este egal 94 ori 10? 94 ori 10 egal cu... Nu înțeleg. Încercăm acum, asta trebuie să rămâne acolo. 94. 194. Nu, 190. De ce 100? Nu. Păi când am mulțit cu 10, ce am făcut? Am pus la sfârșit. Când am fost 23 ori 10? Păi, egal cu... Egal cu... 140. Păi nici 100. Pentru că... Dacă pui 0 aici, cât face? 940. Păi 940! Foarte simplu, 940. Cu cine este egal? 13 ori 10. 13 ori 10 egal cu 130. 130. Cu cine este egal? 15, da, ori 100. 1, 5, 0, 0. Adică? 1500. Cu cine este egal 17, da, ori 10? Egal 1, 7, 0, 0. De ce? 2 de 0? A, nu, 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 nu. 1 de 0. Deci face 1, 7, 0. 1, 7, 0. Cu cine este egal 75 ori 100? 1, 7, 5, de ce 1? 0. De ce 1? Păi 1. Păi nu, niciun 1. La 17 încep cu 17. Da. Și am pus o singură 0 la sfârșit. La 75 încep tot cu 75. 7, 5, 1, 0. 7, 5. 0, 0. 0, 0. Adică? Adică 7500. 7500. Dictează-mi tu acum. Dă-mi mie niște mulțime. Tot așa, cu 10. Cu 10 și cu 100, că asta știu. 30 ori 10. 30 ori 10. Dă-ți tu răspunsul, voi da. 310. 300. 300. 300, sigur că da. Alta. Eu spun? Da. 50 ori 100. 50 ori 100. Ori 100. 5. Ca să-mi dau seama. 5. 0. Așa. Nu, 50. Era așa, era 50, era. 1. Nu. Nu, 50, 0, 0. Așa. Cei doi. Deci cei doi de 0 vin aici. Cei doi de 0 ajung aici. Da? La 10 am înțeles. Da? Adică ți treci pe 10. Îl duc pe 0 de la 10 la 10. Așa, 0, îl duci la sfârșit. Da, la 100, ai 2, nu știu dacă am un foarte simplu. Hai să vedem. 29 ori 100. 29 ori 100. 29. Da. 29, 0, 0. Adică? 2900. 2900. Da? Deci uite că am învățat cum se mulțește cu 10.
Cum se mulțește un număr cu 10 și 100? Da? Cu așa 10? Se numește, da? Cum se numește un număr? Un număr cu 10 cu și 10 cu 100. Pui 0 de la final, pui la 94, la 100. Deci 0, acesta îți pune la sfârșitul numărului, da. Da? La unități. Da. Și împingi numărul, cele îl împingi în față. Acum, practic, cele 4 unități devin acum 10. 9 care erau 10 devin sute, deci așa se împing, se așează numărul respectiv. Dar explicația care este? Uite, când zic 2 ori 100... 2 ori 100 egal cu 2... Da. 0, 0. Adică 200, nu? Da. Deci de 2 ori câte 100 înseamnă 100 plus 100 și fac 200. Deci vede, merge bine raționamentul, da? Te rog să-mi spui acum. Da. Să zic așa. 27 da. Ori 12. 27 ori 12, 272. Să vedem să schimba treaba. Hai că 12 să zice că e 10 plus 2. 10 plus 2? Deci egal cu 12. Bă, da. Deci egal cu 27 1. Ori 10 plus 2. Și acum? Egal 1. 27 ori 10 se poate. Da. Da. Egal cu 27 ori 10. 27 10. Plus 27 ori 2. 27 ori 2. Ori 2. Plus 27 ori 2. 27 ori 2. Stai să vedem. Și egal acum acum. 27 ori 10 știi cât fac? Da. Cât face 27 ori 10? 27 ori 10 egal 270. 270 plus și 27 ori 2? 27 ori 2. Descurcă-te. 54. 54. E 27 și cu 27. Da. Ai zis bine. 54. Și acum adună-ne. 270 cu 54? 324. 324, ai zis bine. Foarte bine. 324. Vezi că știu să faci cu 27 ori 12? Ei știu. 27 ori 12 egal 324. Dar poanta este că l-am rupt pe 12 ca fiind 10 și cu 2. La cu 10 tu știi să faci. Da. Și prima e și cu 2, că 27 ăsta vrea și cu 10, el vrea și cu 10 și cu 2. Amândoi vrea să facă treabă. Că zici eu, pe amândoi vă lovesc. Ia să vedem alta. Băi, dacă nu, le dăm? Le dăm acum. Dă tu, te rog. 13. 13. Ori 1000. 1000? Da. Ori 1000. Zi-mă. 1, 3. Da, 13. Și 3 de 0. Asta era, mă. Un catralion. Nu, 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 nu. Că cât faci, până aici este mii, 3 mii aici. Da. Și acum 10 de mii. 13 mii. Wow! Da? Păi e adevărat. Că de 13 ori 1000, fac 13 mii. Adică, într-un fel, nu mai pe unul. Adică, păi, unul de la 13. Păi 13 ăsta. Da. Și câte mii vrei? 13.000, mă. Da? 13.000. Asta este aici. Dăm alta, dar una mai ușor. Puteți dau eu acum. 34 ori... Tot ori 12. No. 34 ori 12. Hai, mă, uite! Exact. Dacă tot ori 12, dacă tot ori 12... Păi, facem 10 și 2. Deci 34 ori, zic, descompune. 10 plus 2. Așa, 10 plus 2. Și egal cu? După aia compune o problemă. Da, compunem o problemă, da. Da. Și? Și nu cu fire. Hai zi. 34 ori 10 egal cu 34. 340. Deci face 340 deodată plus 68.
68. Și este egal. Cred că e. Deci, 468 egal cu 108. Egal cu 408. Adică 408, ai zis, da. Bine, 408. Și s-a terminat pe puțin. Vezi, mă, că de treaba. Ne descurcăm și la șmecherdeze. Dacă știi cu 10-a. Deci, pe unul din ei, îl rupi în două. Cu 10 și cât mai aia. Și pe 34. Puteți să ajungi și pe 34, ca că e 30 plus 4. Da, deci, dar eu mai îmi convine și cu 10 aceea ca să mă descurc. Da, 10 ore. De aceea eu dau numai cu 10. E mai rapid. Îți mai dau eu încă una. 79 ori 12. Trebuie să dați 13. 12, lăsăm așa de calat. 79. Deci face 79 ori. În paranteză. Da. 10 și 2. 10 plus 2. Așa. Și egal cu? 10 ori 79 egal cu 790. 790 plus? Ce greu e. Acum. 79 plus 79. Așa. 140. 158. 158. Dar mai puteai face tu deodată. Dacă te prinzi de poanta asta, ești cel mai fericit. Deci 79 ori 2, ți-ai spus bine, e foarte greu acum. Am prins. Cum puteai să faci mai rapid? 70 ori 2 egal cu 140. Am. Și lăsam la o parte pe 140. Și făceam 9 ori 2, 18. Și le legam și îmi dădea 100... Cum a spus? 158. Corect. Dar eu aș, altceva vreau să spun. În loc de 79, puteam să gândesc 79 cât, până la 80, cât îi mai trebuie? 1. Și îmi închipeam că e 80. Și 80 de două ori, cât face 80? 160. Și scădeam 1 odată și încă o dată 1. 158. Deci eu mă puteam gândi și la așa și șmecherie. Da? Deci, minte, puiam că este 180, ori 2 făcea 60, deci cum de două ori unul lipsește, scad pe 2 și fac 158. Deci, fiecare cum se prinde de poantă ca să facă rapid, la șmecherii de astea, da? Da. Păi ai făcut bine aici. 2 ori 7, deci 140, 2 ori 9, 18, 158 și tu ieși foarte tare, foarte clar. Nu cu fir? Nu vrei, nu fără problemă, se dă fie, să nu mai am timp și de aceea. Da? Deci ați văzut aici, am făcut înmulțirea cu 10, 100, descompunerea numărului, înmulțirea a două numere, ne ducem ușor spre lucrurile dinspre tabla înmulțirii. Băi, te-ai gândit de ceva, cum eu vin în minte tabla înmulțirii să fac prostirea asta? Mi-a spus odată asta. Băi, te extraordinar. Ți-a spus? Da, ca să se lucreze calcularea mai rapid. Să facă, să crească viteza. Da, mă, da, mă. Mai terminat. Mi-a zis că te surprind, mă, cu asta. Tu nu-mi răspunzi și mai aveai pus întrebarea. Da. Deci, ca să, în loc să facem adunare repetată 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 din 10 ori, 2 ori 10. Da, 2 ori 10, 2 ori 10, 2 ori 10. Deci, vezi, ăsta a fost motivul. Mai n-am făcut o problemă de asta, mi-am închis de anul trecut. Cu construcții, cu vile, mă. Cu vile. Ia să vedem. Aoleu. Deci, un cartier cu 13 vile. Deci, 13 vile, da? Având... Nu cred că mai avem timp cuvenit. Da? Cuvenit echipajul? Da, da. Dar ții problema. Da? Păi n-ai timp. No. Uite, îți dă problema și o faci pe data viitoare. Da. Mâine. Și mai arătă. Începe mâine. Mâine începem. Dacă venim clasa 6-a. N-ai când s-o fac. 13 vile, având vile cu 7 camere și cu 5 camere. Și dați rezultatele, ca să pot să fac... Deci 13 vile, 7 și 5 camere. Și... și numărul de camere, da? Da. Știind că numărul de camere... Da. Numărul total... Scrie, mă. Camere... Da. Oare cum era acolo? Am uitat și eu. Nu, doar trebuie să puneți...
număr, da, la fel, totuși. Păi și eu fac 7 ori 13 și îmi dăm. 7 ori 13 pentru maxim, maxim numărul zice. Maxim, numărul minim. Da. Și aici, numărul minim cât îmi vine? 13 ori 5 fac 65. Și acum trebuie să adun câte. Mai pune 75 și gata, vedeți dacă vă iese. Nu, dar puneți cel mare la scară. La totale, 75 de camere, eu zic, să dați. Da, total de camere, 75 m-a ajutat, mi-a elat, 75 camere. Gata. Câte la întâmplare le-o dat. Da, la întâmplare. Câte sunt cu... Da, nu și asta. Cu... 7 și câte sunt cu 5. Da, și maxim și minim. Da, și numărul maxim și numărul minim de camere, dacă e bun, dar formulează și îmi formulezi și 2-3 probleme tu. Ne amintim problemele așa, că făceam destul de bine anul trecut. Așadar, dragilor, am exersat pe tabla mulțirii cu 10, 100, da? Deci înmulțirea 1-i număr cu 10, 100 și chiar 1000 ori zis eu. 1000. Și de aici încolo m-am dus la înmulțirea două numere. Înmulțirea a două numere. Așa. De două cifre. Și unul din ei, unul din factori să fie doar cifra 10, da? Deci unul din factori de tipul 1A. 1A, adică cifra 10 cunoscută. 1. La revedere! Să nu uitați de like, share, să vă abonați la Prof Online. Să povestească tuturor despre ce lucruri frumoase facem noi aici, da? Da! La revedere! La revedere!